dragilor, de mult n-am făcut un vlog. Mi-era dor și mi-a fost un pic de sărbăticie. Astăzi aici suntem în poartă, da. Sunt în poartă, încă nu intru până nu filmez un pic. Vom intra într-o casă părăsită de foarte mulți ani, da, acum suntem în județul Solaj. Și asta va fi un nou proiect, nu al meu personal, al unei prietene de-a mele, o cunoștință foarte bună, și am așteptat-o să-și caute o casă veche, da. Am văzut că am primit foarte multe mail-uri de la dumneavoastră, de pe YouTube, în care doriți să vă ajut să cumpărați case vechi prin țară, părăsite. Uite, aici am reușit, această căsuță se află undeva în inima județului Solaj și vom intra în ea după vreo 20 de ani de pauză. Nu intra nimeni, nu știu ce e pe aici, așa că hai să mergem împreună, dacă vreți să vedeți. Let's go! Hai să vedem ce e pe aici. Am ascuns un pic în spatele camerei. Bun. Asta pare a fi grajdiu, așa e. Nici nu știu ce să zic ce e pe aici. O să încerc să fac mai multă lumină ca să vedeți voi ceva. E faină ușa asta. Vă place? Bau, bau. Bă, dar asta nu e grajd de aici. Aici pare a fi o... E grajd? Ce caută un pat într-un grajd? Hai că mă bag. Ca de obicei, Sergiul chiar se bagă într-o casă părăsită. Uite un televizor, îl donăm, apropo. Oricine îl dorește, vă rog să scrieți. Man, ce pe aici, uite, casă din pământ. Hai, chiar din pământ. Dar asta cred că a fost grajdul de... Ai, e chiar de vaci, păi, asta de vaci, uite, aici ai iezlea. Asta e iezlea, da? Se vede fain iezlea. Că acum ziceți voi, nu știu cum zice, noi zicem iezle. Știți că am colinda aia, s-a născut într-o iezle. Uite, unii altă faină. Cred că asta o iau cu mine, în tare îmi place. Că asta mi-am găsit un obiect. Ce praf ia să... Mamă, frate, asta așa arunc afară că îl iau cu mine. Dar nu-l arunc, aici las. Tavanul e foarte fain, uite, să vă arătă-mi tavanul. Hai un pic în sus, domnul aparat, arătă la oameni tavanul. Da, am eu ce am cu tavanele astea de lemn, foarte faine. Foarte, foarte, foarte faine. No, bine, aici de văzut nu prea am ce să vă arăt, hai că ieșim un pic și mergem. Să vedem casa, the big mare casa. Noi să ieșim deci din graj. Vedem unde ajungem. Deci prin curte se vede că e haos. Chiar e haos. Da. Ce e aici? Aici pare a fi fânarul. Intru și pe aici un pic să vă arăt. Ușa are lacăt, așa că încercăm să intrăm pe ușa mare. Ce tare că ai lacăt pe aia mică, dar pe asta mare n-ai nicio treabă. Ei, ce fain e asta. Noi l-o să-i ziceam fânar. Ia ce te punea fânul acolo sus, uite. Oi, ce greu e aparatul să ridic. Acolo, de obicei, vara la țară aici dormeam în zona asta, în fânar. Ăla-i oul. Deci, doamna găina, mulțumim pentru ou. Să vedem ce mai este pe aici. Ușa e foarte faină. Cred că e standard doanelor 50 pe aici, presupun. A, aici altă încăpere. Hopa. Nu știam de încăperea asta. Nu se vede nimic, îmi pare rău. Chiar nu se vede nimic, e o cameră goală, complet goală. Ce tare. Prize încă îs. Casa e făcută toată din pământ. Asta știți, butoiul de prune, da? Aici se adunau prunele pentru țuică. Și aici încă voz. Acolo în pădureni, într-un pădurenilor, acest se numesc vozuri. Voz. Voz. Oare nu-i cuvânt unguresc? E vozul. Să ce-i lumânare? Uite, bă, o lumânare mare aici. Ceva de găsit? A, uite, un cuțit așa frumos. Nu-i de argint, nu-i nimic interesant de el, dacă avea o marcă sau de ceva... Dacă era din al doilea război mondial, îl țineam de amintire. Pe aici pe sus nu sunt numai unelte vechi, mai mult de lemn. Cred că ce-a fost bun, o furat deja vecinii sau le-au salvat, cum se zice. Hai că mergem un pic să intrăm și în casă. Da, mă, dragilor, hai să mergem un pic spre casă. De obicei, mult la vlogurile mele și am o frizură în vlogurile mele, deci că ceva din vârful dealului coborât. Mă, ce copac fain, ce-o fi ăsta? Hai să văd un pic. Păi, nu pătrân? Mamă, dar are o bază, aici are 2 metri la bază. Fără nicio glumă, dacă ăsta n-are 2 metri. Păi, fai ce rădăcini fain are. Dar ce e ăsta? Nuc? Nuc-ui. Nuc, așa-i? Nu, așa nuc bătrân. N-am văzut de mult, vă zic sincer. Nu o să da nuc. Bine, că tot e puternic înăuntru, nu poți folosi să faci o masă sau ceva din el. Aici are o piatră încastrată, în rădăcină. Păi cum se arăte? Uite, asta e piciorul meu. Uite cât e mic, cât e lângă un nuc de asta.
Bun, hai să vedem căsuța. Sunteți cu mine? Aici am găsit ceva fain. Hoppa! Ce am găsit eu aici? Nu, uite ce am găsit eu aici. Un mei. Ce asta? Masă de meșter în lemn. Băi, frate, băi, ce caută asta aici afară? În ploaie, mă. Ai, mama, o și duc de aici, o pun undeva în casă. Să mai ploaie pe ea. Dragă Nata, această masă, Nata e fata care se va ocupa de restaurarea casei, dar vă voi ține la curent cu fiecare pas, că voi veni cât de des pot să filmez și să o ajut. Da, hai că o bag în casă mea și mă filmez, mă bag în casă. Asta e coșul de, hai să văd ce e aici, asta e coșul de cucuruz, de porumb, da, aici ceva ateliere, ceva ateliere, așa-i? Dar că oamenii ăștia erau, uite, aici e fain cuptorul. Sper să reziste cuptorul ăsta, să nu dispară. Ce-i pe aici? Un atelier. A fost atelier fain. Hai să vedem o altă faină, este pe aici. Mă tot uit. Cuptorul e fain. Nu văd data rezestre. Probabil că e în casă, tot timpul aia o caut. Să văd ce istorie are ascunsă în ea. O gentuță. Ce am găsit în gentuța aceasta? Ia să vedem. Gentuța este plină cu întuneric. Ce fain. Hai că ieșim și mergem în casă. Asta nu e interesant nimic aici. Și uite, în sfârșit, vă arăt și casa. Deci gata, să vedeți căsuța un pic. Uite, asta ar fi căsuța din povești. Unde vii și cucerești. No. O casă tradițională sălăjană. Ce putem vedea, ar fi tinda sau târnațul, cum zicem noi la Mureș, da? Trebuie schimbat aici complet. Natalia, aici trebuie să schimb complet, că ăștia sunt cam putre săracii. Trebuie schimbați. Hai să vedem ce ne intrăm pe ușă, care reușim. Da, se poate intra în casă. Mam, miroase tare a țuică. Și cum rămâne după țuică când faci borhotul ăla, așa miroase. Ca un borhot, uite și o cameră. Deci casa are doar două camere, uite un dulap frumos. Asta merită restaurat, aici sunt și eu. Bună ziua, bună dimineața. Să vedem ce pe aici. Un dulăpior din ăsta verde care cred că are orice om din țară. Dacă are bunici la țară. Dar dulăpiorul anilor 50-60. Tavanul e foarte... A, uite, în sfârșit o chestie faină. Tavanul ăsta e fain și trebuie păstrat, salvat. Natalia, ai grijă de tavan, te rog frumos, da? Să-l salvezi, e stare foarte bună. Fai ce fain și grinzile ce frumoase sunt. Nu vine să crezi ce fain e tavanul ăsta. Deci fără nicio glumă, foarte fain. Foarte, foarte fain tavanul. Să uite un scaun frumos, vă arăt ce scaunul. Și acea folie astea cu motive tradiționale, dar nu... Hai că pun jos camera și să vă povestesc mai mult pe mine. Și ce mai este pe aici? Geamurile cu perdeluțe. Da. Deci casa asta, primul lucru ce trebuie făcut e Natalia, să dai jos toată tencurea de pe pereți, că văd că e crepată și umflată și sigur o să vină jos. După aia trebuie tencuit, cât mai simplu, natural, dacă se poate, cu nisip și var, dacă ai meșterii foarte ok. Și podeaua, să ne cum e podeaua. Podeaua este... Cum e? Cum se vede aici? Voi cum vedeți pe cameră? Eu mi se pare stare foarte bună, dar ori îndeluim, ori punem un podea nou peste, tot din scândură, desigur, nu punem altceva, sau parchet de lemn, dacă chiar vrei să pui parchet. Se păstrăm autenticul. Uite, vezi, se vede clar că casa e din pământ. Localiza aici un pic să vedeți. Vedeți? Pământ, da? Lut. Chiar lut, de fapt. Mamă, e greu să-i focalizez așa, bun. Nu-i mare casa. E faină poziția, vedeți? Că aici dacă duci afară... Să scriem un geam un pic. Nu, mă. Nu, să, nu vrea, nu vrea. Hai că încerc pe celălalt. Faină poziția aici în pantă. Foarte faină poziția. E fain că sunt multe case de vecini. Aia nu-i fain. Dar e un pic mai ridicat și îmi place tot timpul să fiu un pic mai sus decât restul. Dulapul e foarte fain, din lemn masiv. N-am văzut mult așa dulap fain, sincer vă zic.
Chiar un dulap, nu se păstrat, asta e clar că îl păstrăm. Încă un televizor detonat. Și încă un colop, uite aici un colop, care doriți un colop. Vechi, fără nicio glumă, este al vostru. Doar să spuneți, uite aici încă pe două colope. Opa! Căile ferate române, hai să pun aici un pic să pot să vă filmez. Uite ce am găsit aici. Căile ferate române, un chipiu fain. Nu știu ce face Natalia cu el, sper să nu-l bage pe foc. Altceva nu prea ce face, din păcate. Da, deci cineva din casa asta lucra la căile ferate române. Hai să vedem ce mai găsim acolo pe dulap, că mai era ceva aici, bancă. Colopul ăsta aici îl punem sus. Și încă două colope. Deci, ce trebuie făcut? Trebuie schimbată podeaua, că, uite, se rupe din cap bucăți, da? Asta e veche, e mâncată de carie, pentru că nu a fost tratată cu nimic, e doar lemn. Este aici un ziar din anii... Făclia, ce anul, pe 70 probabil. Deci dulapul ăsta trebuie aruncat afară, să nu ai ce face cu el. Asta trebuie păstrat, e foarte fain dulapul. Pereții exact ca la căsuța care o restaurez eu. De pământ, albaștri, dar trebuie dată jos pentru că au miros în ei urât de putre. Ușurile se pot păstra încă, se pot restaura. Sunt chiar foarte bune, mult mai bune decât a mele, vă zic sincer. Tavanul e perfect. Nu, o să fie de muncă. Deci tavanul rămâne, podeaua dispare, pereții dați jos, nu dați jos, curățată tencuiala și pus un nou rând de lut cu var. Dar tavanul ăsta e foarte fain, mă simt ca în casele alea, să stăsești foarte bogate. N-am ce să vă arăt pe aici, din păcate, mai multe. Și așa că trebuie să căutăm lada de vestre. Bun, ia să vedem. Foarte faină căsuța. V-ar plăcea să vedeți. Așa ceva, niște lumini faine. Asta cred că e chiar frumos, chestia asta de bucătărie, de cuierul ăsta. Asta se poate păstra și recondiționa frumos. O casă sălăjană veche. Alea vine la gunoi, dulapul ăla. N-ai ce face cu el. Bine, poți să restaurezi. Blide și chestii nu. Hai că ieșim și mergem să căutăm lada de vest. Uite, vreau să vă arăt un pic poza cu familia, cu casa veche, da, cu cei proprietarii vechi ai casei. Ăștia sunt, faceți un screenshot dacă doriți. Se văd aici niște poză foarte veche, anii 60, pare a fi ceva și mai vechi. Aia pare, fapt, primul război mondial, pare a fi chiar aia din mijloc. Cum să fac să vedeți mai bine. Am găsit intrarea în pod, ia să... Sper că nu se rupe scara cu mine, am eu chestia asta cu scările astea vechi, că nu prea am încredere în ele. Bau, bau! Ce-i pe aici? Să vedem. Istorie peste istorie peste istorie în podul ăsta. Și la prima vedere nu sare nimic în ochi. Hai, urcăm un pic mai sus. Opa, așa. Hai că scara pare chiar solidă și ar fi culmea chiar acum să se rupă, să zic, nu, atât a fost. Ia să modificăm puțin aici un pic luminile. Avem mai multă lumină, bun. Opa, m-am lovit aici de capac. Acum mă urc în pod. Am ajuns. Hopa, ce avem noi aici? Lada de zestre. Dar până aici să vedem ce mai, cum se prezintă un pod vechi sălăjean. Lada de voiaj. Frumos că e tencuită cu pământ. Uite, la mine nu este așa ceva. Și un frig iarna la mine de numai. Deci aici măcar oamenii s-au gândit să tencuiască frumos. Adică este izolată cu pământ casa. Obiecte vechi, obiecte vechi. Bă, de dacă am ce să vă arăt și să vă povestesc. Ceva aici e războiul de țesut vechi. Ce mai rămas din el cel puțin. Asta e, da? Bun, și ce acolo? Ceramică veche, hornul casei. Să vedeți un mic hornul casei. Bun. Adevărul e că nu e același sentiment ca când lucrezi la casa ta. Îmi place să explorez podurile vechi. Îmi place foarte tare să explorez podurile vechi. Ia să văd aici. Să nu se rupă ceva. Bun. Aici e borcănașe, oale și lada de zestre. Hai că pun la platul jos ca să vedeți ce văd și eu. Imediat îl pun jos, mai aproape vă arăt lada de zestre. Aici e capacul oale. Asta e capacul. Este plină cu foarte mult întuneric.
Ce bine, înseamnă că ceva vecini deja au venit în povești și și-au făcut distracția cu lada mea de zestre. Au bajocorit-o, cum s-ar zice. No, pe mine nu mă podul, mă vedeți? Hai să văd dacă pot să vă mai arăt ceva de aici. Uite o ladă de armată, mai o fi asta. Cred că ladă de mers în armată. Și sper că nu o să am nevoie de ea. Trei portale frumoase. Cred că la mama Natalia i-ar plăcea aceste borcane. A, deci chiar nu lasă să nu fie nimic, am mai uitat o dată, mă, dar n-are cum. Chiar nimic, mă, frate. Gol. Dă măcar la de foarte faină. Lasă de veste veche. Un fix, fain să vă arăt ceva, să vă povestesc. Borcane foarte mari de murătură, sunt una, două, trei, patru borcane mari. Uite, cărți vechi. Ii, mamă, câte cărți vechi. Hai să vedem ce sunt cărțile alea. Mă vedeți așa? Uite, am pus la o parte. Agricultura manual pentru clasa a 8-a. Bă, frate, pe 8-a făceau agricultură și la noi acum nu se știe nimic. Ce tare, că nici nu fi cap asta. 1965. Școala generală Raionul Zalău, regiunea Cluj. Mă, frate, făceau agricultură pe clasa 8-a? Deci ei știau pe a opta mai mult decât știm noi acum despre agricultură. Ce tare. Nu? No, foarte tare cartea asta. Cea care a cumpărat casa vrea să facă cu trăslie acoperișul, dar este o investiție foarte mare. Foarte mulți bani costă. Am fost în Tulcea să vorbesc cu un domn care se ocupă cu restaurări de acoperișuri și le face în trăslie, dar am aflat că de fapt costă mai mult acoperișul decât casa în sine. Am renunțat la idee. Ce este aici? O botă. Bun, hai că cobor să mă duc eu să iau masa aia de acolo de meșter, să o pun deoparte să nu mai plouă pe aia, vreau eu să-mi restaurez. Sper să o primesc. Natalia, te rog să-mi dai mie masa aia. Mulțumesc. Nu, ia să văd eu, nimeresc cărurile astea să cobor pe ele sau mă duc în capul tău cu scări. Așa. Un picior l-am pus, aici e bun. Mă, nu e ușor. Bun, două picioare. E cobor, am cobor, 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 cobor. Cârpă aici și mă bucur. Bun, coborul pe sfârșit. Suntem în hol. Am uitat să închid ușa, ce urât din partea mea, să închid eu ușa asta. Și să vedem ce mai putem găsi pe aici. Și căsuța, e fain că e pe pantă. Să văd cât de mare e curtea. Acum și eu curios, chiar nu știu cât de mare e curtea. Se pare că aici era și o toaletă cândva. Este acolo ceva vecin care taie ceva cu drujba. Bravo lui. Deci căsuța, atelierele și toaleta. Bun. Și aici este un măr foarte bătrân. Mi-e plac cu copacii bătrânei. Uite ce fain e mărul ăsta. Nu știu dacă e clar imaginea, nu-mi dau seama. Și se pare că se întinde până aici la ultima poartă. Și are și o fântână, dar nu pare a fi în curte. Ok, aici sunt vreo 7 aripi partea de sus, în total cred că sunt cam 12 ari de pământ. Da? Asta e căsuța. Fain, faină zonă. Dacă aveți întrebări sau doriți să știți cât o costă casa, scrieți un mesaj, comentați aici din jos și vă răspund. Deci dacă doriți să știți cât a fost casa sau la ce preț se poate achiziționa o casă ca asta în județul Sălaj, dați un mesaj, întrebați-mă și scrieți-mi orice întrebare aveți. O să vin cât de des pot să filmez. O să-mi iau eu masă, să-mi pun bine de aici. Chiar vreau să-mi iau careva, să se găiască. Știți, asta e masă de aia de meșter, un lemn. Mamă, cât de grea îi. Sper să pot să o restaurez. Foarte grea că e imbibată cu apă. Păi, mamă, cât de grea. Fără nicio glumă, e foarte grea. Cade pe mine asta, mă mâncă. Nu știu cum se numește la voi. Uiteam dacă sunt vecine, au un ciudat la mine. Foarte grea, e. Mei, sau cum e celălalt oare? Foarte faină masă. Uite aici avea zona unde lucra în fier. Nu, trebuie să salveze masa asta. Mai bipat, aici e un stejar foarte gros. Dar cum mă duc eu până acolo la grad? Că în brațe nu cred că pot să cânt. Băi, mă, dar tare, băi. Bagă aici să te urce.
am pus aici masa rolls. Ia uite, vreau să vă arăt. Uite de ce e făcut asta. E făcut de traverse de cale frată, vedeți? Traverse de acăț sau de stejar, de alea fierte în ulei. Piciorile garajului sunt făcute din traverse. Aici nu are, are aici unul mare. Da, traversa de cale frate, ce tare, băi, deștept băiat, îmi place de el, de omul ăsta care a făcut chestia asta. Deci aici avea cuptoarele, soba. Uite o rădiță frumoasă, ce are înăuntru? Balamale. Balamale mici și drăguțe, ce faine, câtă muncă pentru ele. Un mâner de cuțit forjat, făcut de fierar. Și un tub de glonțe în al doilea război, oare să vrem. 1943. Cu gir. Nu știu unde e clar. Să vă dați să-l întorc, să vedeți anul. Deci 1943. Asta e casa. E fain aici cuptorul cum e făcut, dar din caravage aici avea o mică sobă, vedeți? Dar cuptorul care e cel mai important la orice casă, să poți face pâine, să poți face tot ce ai nevoie în el, da? Palaneță, știți voi. No, bun. De-abia aștept să văd aici totul restaurat și în floare. Fain. De exemplu, satul ăsta are cred că cel puțin 30 de case părăsite, cel puțin. Așa că dacă sunt refugiați, ar avea unde sta. Adică, nu condiții, dar ar avea, că toată România e goală, nu sunt oameni în țară, au unde sta. Deci vă mai arăt toată masa asta de meșter în lemn, da? Foarte faină, e bijuterie masa asta. Bine, pentru cine apreciază așa ceva? Că pentru unii e chiar un gunoi. De aia era afară în ploaie, nu? Deci aici are așa, uite, să vă arăt un pic, e un dita mai bucata de lemn de acăț sau de stejar. E acum cred că are, nu știu, vreo cel puțin 40 kg are. Da? Aici e ca zona unde se prindeau lemnele. Aici se prindea scândura sau la ce lucrai. E să vă se vede oare? Se vede, nu? Bun. Și asta vreau să o restaurez, asta neapărat, o să mă apuc de ea. Acum a lăsat aici vreo lună să se uște. După aia date rost ce nu-i nevoie, prins fembinările și pusă în curte. Să fie o masă faină afară. Numai, dragilor, termin și eu un vlog ca lumea. Da, vă țin de la curent cu restaurarea căsuței. Aici n-am fost, aici nu mă marta, nu? Nu, o vană veche, dacă vă trebuie, vă dau, promit. Și orice întrebare aveți, vreau să dați un mesaj. Și nu uitați să dați un subscribe, că e foarte important. Acum ce jos în dreapta este butonul subscribe și de acolo să vedeți tot timpul ce fac eu. Deci aștept orice mesaj. Vă mulțumesc!